Astăzi vom înota alături de pești tropicali și vom explora bizara lume a creaturilor marine din Marea Ionică. Marea Ionică este o parte a Mării Mediterane localizată în sud-vestul Greciei. Aceasta găzduiește atât o multitudine de specii de pești, cât și de invertebrate bizare. Astăzi ne vom uita doar la câteva dintre aceste animale marine, cum ar fi ariciul de mare negru. Deci, ce avem noi aici este un arici de mare negru pe care l-am găsit. A fost înțepat de câteva ori până acum de această specie și pot să spun că chiar nu este plăcut. Și lucru foarte interesant despre arici este că sunt stelele de mare. Și au aici, pe partea cealaltă, această chestiuță, ca un mic cioc. Și acea mică chestiuță, ca un cioc, este atât gura, cât și fundul ariciului de mare. Putem vedea că se mișcă țepii ăștia de aici. Putem vedea că se mișcă țepii și așa se mișcă aici pe fundul mării, pe pietre și pe nisip, mișcând acest țep. Puteți vedea că se mișcă la mine mâna deja și e destul de rapid. Dacă o să-l ținem aici un pic așa, o să vedeți mai bine cum se mișcă. Și are pe partea aceea inferioară, lângă topuletul acela, și niște petuze, ca steaua de mare pe care le pot să se deplaseze. Vedeți cum se mișcă țepii? O altă creatură ciudată pe care o putem întâlni aici, una de care probabil nu ați auzit până acum, este Pergnon gibesi sau crabul arici. Această specie a fost descrisă ca fiind cea mai invazivă specie de decapod care a ajuns în Marea Mediterană. Maria! Erau niște crabi care stau pe pietre și am reușit cumva să prind unul dintre ei. Și sunt așa, au picioarele foarte lungi și corpul așa, mic și rotund. Dar au creștii foarte mici și nu prea ciupesc. Cred că se folosesc pentru a se apăra în principal de țepii ăștia, de pe cap și de pe picioare. Creștii folosindu-i doar pentru a se hrăni. Și acum îi dăm drumul. Când ne gândim la arici de mare, majoritatea oamenilor nici nu realizează că sunt înrudiți cu stelele de mare pe care toată lumea le îndrăgește. Vă prezint încrângătura echinoderme. Aici putem găsi 6300 de specii de stele de mare, arici de mare și chiar și castraveți de mare. Vom vorbi deja de partea puțin mai periculoasă a acestei încrângături, așa că acum vom discuta despre preferatele tuturor, stelele de mare. Aceste două sunt înrudite cu ariciul de mare și se numesc stele de mare. E o anumită specie. Acest tip de stea de mare este diferit de cel pe care l-am găsit în trecut. Acela din trecut fiind mult mai mare și având mai puțină dexteritate, acestea au denumirea în engleză de Serpent Sea Star. Spre deosebire de cel roșu pe care l-am arătat, au mai multă dexteritate în picior, cele 5 picioare și sunt mult mai rapide. Se bagă mai repede în crăpături și de aia sunt mai greu de prins un pic. Și au pe picioare, din câte putem vedea, exemplarele astea nu au toate picioarele. Așa le-am găsit. Însă vor crește picioarele la loc. După cum v-am spus că se va întâmpla și la cealaltă stea de mare dacă își pierde un picior. Acum o să dau. Nu se poate, dar pare că au țepișori. Și avem aici este o stea de mare, suntem undeva pe coasta Lefkadei. Au 5 picioare și atunci când cade un picior, acesta se poate regenera. Da. Iar pe partea anterioară are niște mici tentacule pe care o ajută să se deplaseze pe suprafețele acestea
stâncoase și pe nisip. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like și subscribe. Și ne vom auzi data viitoare. Să aveți o zi bună!